Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a verificat șantierul variantei ocolitoare Timișoara Sud. Mobilizare bună și progres semnificativ, este concluzia ministrului. Potrivit lui Sorin Grindeanu, lucrările au ajuns deja la un stadiu fizic de peste 80%, o certitudine că circulația rutieră va fi deschisă în această vară. Am făcut un prim tur cu domnul Simoni și cu domnul Robu și cu domnul prefect și cu alți colegi de la Ghiroda până aici, la Moșnița. Urmează să mergem și spre Șag. Să știți că lucrurile se mențin așa cum v-am spus. În luna iulie această investiție va fi finalizată, va fi dată în trafic. Astăzi când vorbim, ei sunt undeva la 83-84%. Ritmul e foarte bun. Eu cred că la finalul acestei luni, deci lunii mai, se ajunge aproape de 90%, urmând ca iunie și cât mai le rămâne necesar din iulie să fie acoperite celelalte 10%. Repet, mobilizare foarte bună, ritmul foarte bun, se menține termenul spus de luna iulie. În prezent, peste 180 de muncitori și mai bine de 70 de utilaje lucrează pe cei 25,69 de kilometri ai variantei ocolitoare Timișoara Sud, pe care s-a așternut deja peste 70% din asfalt.